Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului general al lunii februarie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac. Deși se va posta târziu, pentru că este destul de târziu și nu aveam somn, chiar mi-am făcut o cafeluță și o beau împreună cu voi. Știți, simțeam că e ceva ce nu am făcut astăzi și nu am făcut etalările pe ziua de astăzi. Planul era să fac rac și leu, pentru că tot suntem sub influența lunii pline în leu. Nu știu cum este pentru voi, cum a fost începând de aseară, când s-a produs luna plină în leu, prima lună plină din acest an, o deschidere magică, o deschidere regală. În prima ocazie, oportunitate pe care ne dă Universul de a elimina tot ce nu ne mai este de folos, de a face curățenie în bagajul nostru mental, emoțional, de a face pace cu trecutul, de a lăsa în urmă energii vechi, antice și de demult și oportunitatea de a începe un nou an mai ușori, mai eliberați și mai plini de energie, de vitalitate. Pentru mine a fost cu încărcătură multă ieri, dar astăzi, deși iată că este târziu noapte și nu pot să dorm, simt o energie, încă sunt activă și de aceea am ales să fac etalarea pentru Zodia Rac, o să urmeze și Zodia Leu, dar probabil că se va posta mâine. Va fi destul de târziu să o postez în seara aceasta. Vibrație puternică, vibrație cu foarte multă putere de eliberare, așa cum am spus, de încheiere de capitole. Cei mai zguduiți pentru această eliberare vor fi leuții, dar o să ajung și la ei. Înainte de toate, vreau să vă urez un 2024 magic, minunat, plin de binecuvântări, să vă urez pe această cale celor cu soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac, sau dacă urmărești acest videoclip pentru o altă persoană dragă și nu ești în zodia rac și ție, îți spun un călduros la mulți ani. Am lipsit un pic, am dezvoltat un proiect nou, cel mai mic proiect al meu, bebelușul, da, care se pare că crește cu rapiditate, ia amploare și despre care vreau să vă vorbesc și vouă pe scurt. Noul proiect este lumânările terapeutice pe care eu am început să le fac eu însă, am prezentat și în alte videoclipuri. Vi le prezint și vouă, de această dată am ales să vă prezint o altfel de lumânare, lumânarea pentru echilibrarea chakrelor. Conține un cristal care trece din culoare în culoare, da, și eliberează, echilibrează, activează chakrele, centrii noștri energetici, care, fără de care noi nu funcționăm în regulă, noi suntem în dezechilibru cu noi înșine și cu lumea înconjurătoare. Proiectul meu se numește Amulet by Hope. Lumânările sunt personalizate, sunt pentru ars, cum este această lumânare în recipient, sau pentru a fi ținute în casă, lumânările matriță, da, care la fel sunt personalizate pe orice aspect al vieții, pentru vindecări de relații, pentru atragerea partenerului ideal, chiar am făcut o lumânare astăzi, pentru protecția casei, pentru protecția familiei, pentru sănătate, pentru prosperitate. Conține arome, elemente, încărcătura energetică, da, precum și cristale care sunt la fel curățate și încărcate energetic pe persoana respectivă care dorește, dacă se pot face și cadou, da, dar atunci am nevoie de datele persoanei pentru care vrei să faci acest cadou. Pentru feminitate, pentru activarea chakrei sacrale, pentru fertilitate și așa mai departe. Aceasta este o lumânare care va echilibra, va vindeca, activa, armoniza
toate chakrele conține culorile, cele șapte culori ale curcubeului, da, și cele șapte culori ale centrilor noștri energetici. Bun, și acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Voi pune camera pe cărți și voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii februarie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac, un mesaj din partea Universului pentru voi, iar pentru a vedea ce vine către voi la nivel general în luna februarie, va trebui să alegeți între cele două pachete de cărți. Varianta numărul 1, oracolul de Light Seers, și varianta numărul 2, cărțile Universului. Sau dacă vreți să alegeți varianta numărul 1 pe un aspect al vieții pentru a primi informații, de exemplu iubire, sănătate sau bani, și varianta numărul 2 pe un alt aspect al vieții voastre, dar va trebui să faceți alegerea înainte de a asculta variantele. Și haideți să vedem acum. Pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac, care este energia generală a lunii februarie pentru voi? Vindecă-ți trecutul și bucură-te de prezent. O ploaie de energie va veni înspre tine în luna februarie, care te va ajuta să te detașezi de trecut, să vindeci trecutul, să ierți persoane din trecutul tău, să te ierți pe tine pentru greșelile din trecut, pentru a putea merge mai departe, pentru a te putea bucura în aici și acum și a-ți construi un viitor minunat. Și haideți să vedem care este mesajul Universului pentru voi, toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac pentru luna februarie. Și mesajul, iată că a ieșit. Încearcă să fii creativ, dezvoltă-ți creativitatea, dezvoltă-ți imaginația, creează-ți o lume nouă. Ai proiecte care te pasionează, care au nevoie de a fi creativ. Lasă creativitatea să se dezvolte. Pune mâna pe creion, pune mâna pe hârtie, pune mâna pe foaie. Desenează, scrie, pictează. Creează ceva pozitiv sau creează-ți o nouă viață. Și acest lucru este posibil dacă îți vindeci trecutul, te eliberezi de el și privești cu încredere într-un viitor minunat, bucurându-te de momentul prezent. Și așa cum am spus, haideți să vedem acum. Va trebui să alegeți o variantă de răspuns. Varianta numărul 1, oracolul de Light Seers, și varianta numărul 2, cărțile Universului. Este, dacă vreți să puneți videoclipul pe pauză până a face o alegere ce vine către voi la nivel general sau să setați de la început varianta 1 pentru un aspect al vieții voastre și varianta 2 pentru un alt aspect al vieții voastre înainte de a asculta variantele. Și haideți să vedem acum, pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia rac și ați ales varianta numărul 1 sau ați setat ca aceste cărți să vă aducă informații pe un anumit aspect al vieții voastre, haideți să vedem ce se întâmplă în luna februarie pentru cei care ați ales varianta numărul 1, oracolul de Light Seers. Deschiderea se face cu cartea Eremitului.
Zodia Fecioară, influența zodiei Fecioară, voi spune și zodii cu care veți putea interacționa, e posibil să interacționați sau vă vor influența pe parcursul acestei luni. Este foarte important să cobori în tine, să fii tu cu tine, să ai momente de liniște, să-ți asculți sufletul, să eliberezi griji, temeri, să te eliberezi de trecut și să lați sufletul să te ghideze către drumul cel mai bun pentru tine. Dacă tu cauți un răspuns, ai nevoie de o confirmare, doar sufletul este cel care îți arată calea bună pentru tine. Iubire, bani, prosperitate, fertilitate, atenție pentru cei care doriți să aveți un copil sau nu, vine cu un avertisment, este o lună, luna iubirii, luna februarie, o lună propice pentru a rămâne însărcinate, doamnele care doresc copii, o lună în care proiectele tale pe care vrei să le dezvolți pot crește, pot evolua, vorbim de chakra creativității, da? Poți să creezi o nouă viață sau poți să dai frâu liber imaginației tale și să creezi lucruri minunate. Chakra sacrală este foarte activă în această perioadă. Aveți susținerea zeiței Venus, zeița iubirii și a banilor, deci creștere, dezvoltare, evoluție, iubire din abundență și partea financiară, nu aveți de ce să vă plângeți, vin către voi venituri noi, proiecte noi pe care le puneți în aplicare și care vă vor aduce bănuți. Influența zodiei Taur. Vremuri bune vin înspre tine. Întotdeauna după întuneric, după noapte, răsare soarele, o nouă zi, energie vitală. Ce a fost mai greu a trecut pentru tine. Aștepți pe cineva, aștepți ceva să vină în viața ta, aștepți o informație, aștepți o confirmare, aștepți un job nou, o chemare la muncă sau o persoană care să revină în viața ta. Acest lucru se va întâmpla în curând. Așteptarea ta se va termina în curând pentru că ceea ce tu vrei să vină către tine, în sfârșit, va veni chiar dacă acum nu vezi venind acel lucru sau acea persoană, să știi că este în drum către tine. 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni. Influența zodiilor de foc, berbec, leu, săgetător. Faci alegeri și alegeri destul de importante cu foarte multă ușurință. Trebuie să faci niște alegeri sau până acum ai fost în fața unor alegeri, nu ai știut ce să faci, în ce direcție să te duci. Acum deja știi cu exactitate ce ai de făcut, cum ai de făcut acest lucru, ce situație ai de rezolvat și soluția pentru această rezolvare. Ești o energie foarte benefică în luna februarie veți avea, da? O ploaie de energie care eliberează energii negative, da? Cartea diavolului în poziție răsturnată, dependență, codependență, toxicitate, orice lucru ți-a fost greu să-l faci până acum sau ți-a fost imposibil să faci până acum, orice detașare nu ai putut face până acum, iată că deja îți este foarte ușor în luna februarie să vindeci, da? Să vindeci la modul constructiv, să nu mai fii atașată de rezultate sau de o persoană în mod toxic, ci în mod sănătos. Influența zodiei Capricorn. Treci la o nouă etapă în viața ta, lași în urmă un capitol pentru a trece la o etapă următoare, fie avansezi la locul de muncă, fie relația ta evoluează, fie din punct de vedere al sănătății vezi o îmbunătățire dacă ai avut probleme de sănătate. Cert este că se încheie un ciclu karmic,
Înveți niște lecții și mergi mai departe. Unii dintre voi poate vor face pace cu trecutul, da? Lăsați pentru totdeauna în urmă trecutul, un trecut care până acum v-a produs gânduri negative de care nu ați putut să vă detașați, iar acum vă eliberați, vă vindecați și treceți la un nou început în viața voastră. Influența tuturor zodiilor avem aici. Atenție la problemele de sănătate. Hipertensiune arterială, dureri la nivel de inimă. Poate fi și o suferință, da? Dar este ceva la care voi vă așteptați. Vine către voi o veste nu tocmai bună, dar această veste cumva o așteptați, pentru că aveți aici ceva ce așteptați și mai este o carte, da? Da, către sfârșitul lunii februarie, poate că va fi o stagnare la nivel de bani. Poate că așteptați niște rezultate, așteptați să se întâmple ceva, așteptați o creștere salarială, un bonus, o primă, așteptați un cadou, o moștenire, poate material care întârzie să apară și asta vă produce oarecare neplăceri, grija zilei de mâine, dar oricum nu îi așteptați cu tot sufletul, era ceva ce putea fi și nu putea fi. Avem influența zodiilor de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, influența zodiilor de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și avem aici și influența zodiilor de Apă, Rac, Scorpion, Pești. Important este că pentru voi se produce echilibru, la nivel general veți obține o victorie, familia fericită, da? Obțineți ceea ce vă doriți, împlinire la nivel sufletesc, împlinire din punct de vedere material, adică această întârziere a unor bani care îi așteptați și nu și vă produc oarecare neplăceri, nu vă destabilizează la nivel financiar. La nivel general, vă detașați, lăsați în urmă trădări, minciuni, ascunzișuri, priviți cu încredere către un nou viitor. Echilibru vi se face dreptate într-o situație, poate unii dintre voi treceți printr-un proces, da, care a fost lung, care a fost dureros, dar vi se face dreptate, se echilibrează totul în viața voastră și obțineți o victorie, un succes. Influența zodiei Balanță, influența zodiilor de Foc, Berbec, Leu, Săgetător, influența zodiilor de Apă, Rac, Scorpion, Pești și influența zodiilor de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Vă îmbrățișez pe toți cu drag cei care ați ales varianta numărul 1. Vă doresc o lună februarie magică, o lună februarie așa cum meritați și alegeți voi să fie, pentru că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere, imediat revin cu varianta numărul 2. Și haideți să vedem și pentru cei care ați ales varianta numărul 2 și aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Rac. Cărțile Universului. Ce vine înspre voi la nivel general sau pe un aspect al vieții dacă ați ales în luna februarie? Deschiderea o face o luptă, un război pe care o închei această luptă, acest război care a durat destul de mult timp, chiar dacă ești rănit, rănită din această situație, dar să știi că ai câștig de cauză. A fost o luptă care ți-a cauzat multă suferință, multe răni, dar nu te-ai dat bătută și iată că victoria îți aparține.
Influența zodiilor de aer, gemeni, balanță, vărsător. Susținerea zeiței Venus, fertilitate, abundență, o sarcină pentru cele care doriți sau nu doriți, vine cu un avertisment. Venus vă susține în această lună a iubirii. Chakra sacrală este activă, fertilitate, creativitate. Creați lucruri noi din care obțineți beneficii. Da? Mesajul Universului este că încep să fii creativ. Creezi o nouă viață, obții rezultatele pe care tu ți le-ai dorit, obții pe parte financiară și pe parte de iubire, ești împlinit, împlinită. Rezultatele tale, lupta ta, dă roade. Creezi o viață nouă, poate un nou membru al familiei, poate te bucuri de... ai luptat mult pentru a rămâne însărcinată, de a face un tratament, iar acum această muncă a ta, această luptă a ta începe să dea roade. Avem influența zodiei balanță pe iubire și taur pe bani. Ai muncit foarte mult, ai depus foarte mult efort, munca ta ți este răsplătită, ai dat o atenție deosebită fiecărui lucru pe care tu l-ai făcut. Iar acest lucru începe să se vadă, aprecieri, ești apreciat, valorat, pentru că munca pe care tu ai depus-o a adus rezultate atât ție, cât și celor din jurul tău. Dacă lucrezi într-o companie, ai adus rezultate și companiei, dar și ție. Dacă lucrezi pentru tine, ai adus beneficii extraordinare celor pe care i-ai ajutat sau celor pe care cărora le-ai pus la dispoziție serviciile tale. Din nou, influența zodiilor de pământ, taur, fecioară, capricorn. Iubire, iubire, iubire. Fie un parteneriat, o alianță, o colaborare foarte benefică, da? Fie promisiuni, angajamente, cerere în căsătorie, persoana dragă revine la tine. Vă faceți planuri împreună, proiecte pe care să le dezvoltați, motive de bucurie, de sărbătoare, poate odată cu ziua îndrăgostiților. Sunteți cerute în căsătorie, dar vi se fac promisiuni care se vor și împlini. Influența zodiilor de apă, rac, scorpion, pești. Echilibru financiar, dar, așa cum am spus, poate și veți fi puși în fața unei alegeri între două persoane, două situații care să aducă stabilitate din punct de vedere financiar. Imposibilitatea de a alege, pentru că ambele lucruri sunt la fel de bune, sunt într-un echilibru și poate că va trebui să jonglați cu amândouă, să mergeți în paralel cu ambele situații care vă vor aduce foarte multă liniște și echilibru financiar. Influența zodiilor de pământ, taur, fecioară, capricorn. Așteptați niște bănuți? Păi vor întârzia să apară. Cineva v-a făcut o promisiune de a vă înapoia niște bani, de a vă împrumuta niște bani. Așteptați soluționarea unui împrumut. Acest împrumut va întârzia, dar nu vă va destabiliza, pentru că cavalerul de monede este cea mai lentă energie. Poate vorbi și despre o stagnare la nivel financiar, adică lucrurile încep să se așeze, creștere, evoluție, dezvoltare, da? Dar ușor, ușor, poate nici nu simțiți această creștere, dar sunteți într-un echilibru financiar. Nu aveți de ce să vă faceți griji pentru ziua de mâine. Sau dacă cineva vă solicită o sumă de bani,
Poate că ar fi bine să întârziați cât mai mult să acordați acest împrumut. Pentru că momentan nu este bine să faceți acest lucru și să vedem de ce. Pentru că vă va bloca energia din punct de vedere financiar, vă va duce la un blocaj, adică acești bănuți pe care voi împrumutați nu se vor întoarce în timp util la voi. Și avem energia spânzuratului care guvernează peștii și racul, da? Și care aici are și o monedă, acest corb are o monedă, deci va duce cumva la un blocaj din punct de vedere financiar. Poate că această persoană nu are o energie tocmai bună și vă ia din acel spor al banilor și ar fi mai bine să întârziați un pic acest împrumut financiar pentru că se va întoarce destul de greu, destul de anevoios la voi. Așa cum spuneam, această sumă de bani care vi se va cere sau acel ajutor pe care cineva vi-l va solicita în luna februarie, vă va duce cumva la destabilizare, vă va duce pe voi într-o nesiguranță și destabilizare și la nivel de familie, adică va fi ceva ce va produce anumite discuții în sânul familiei și regele de cupe care vorbește despre iubire în poziție răsturnată, cumva discuții în contradictoriu, certuri, va fi acolo o energie negativă, da? Cu reproșuri, cu inimă frântă. Acea persoană care se îndreaptă înspre voi nu este o persoană cu energie pozitivă, da? Care vă solicită ajutorul. O face pentru că știe că puteți oferi acel ajutor, dar o face și cu o energie a invidiei, a geloziei că voi aveți și este nevoie să apeleze la voi. Dar într-un final veți reuși să ieșiți din aceste ape tulburi la nivel sentimental, da? Să puneți capăt discuțiilor în familia certurilor și să fie într-un final familia fericită. Influența zodiilor de aer, gemeni, balanță, vărsător, influența zodiei berbec și din nou zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună februarie magică, o lună februarie minunată, așa cum meritați și așa cum alegeți voi să fie. Nu uitați că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!